Clipe dramatice trăite de un bărbat ce se afla pe bulevardul Lice Brătianu, în zona tribunalului Argeș. În mijlocul zilei, omul s-a prăbușit la pământ, acesta suferind un infarct miocardic. În cădere, bărbatul s-a lovit și la cap. Imediat la fața locului de urgență a intervenit un echipaj al pompierilor SMURD, care a încercat să facă totul pentru a-i salva viața bărbatului. A luat-o repede, probabil că s-a simțit rău. A venit în garduriu și dintr-o dată s-a întors. Pentru că bărbatul nu dădea niciun semn de viață, intervenția echipajului pompierilor SMURD a continuat și prin alte manevre mult mai complexe de resuscitare. Până la urmă, eforturile medicilor au dat rezultate, iar bărbatul a putut fi urcat în mașină și aici însă au avut loc alte manevre de resuscitare. Pacient găsit căzut în stradă, în stop cardiorespirator, s-au făcut manevre de resuscitare de circa 30 de minute. În urma acestora a fost o reușită, stopul este resuscitat și continuăm cu el drumul către Spitalul Județean Urgență.